Un mai capricios cu fenomene de tot felul. Potrivit meteorologilor dâmbovițeni, vremea bună nu-și va face apariția, cel puțin luna aceasta. Sunt prognozate zile însorite în prima parte, iar după amiază norii se adună deasupra noastră și începe ploaia. Prin urmare, nu treceți la ținuta de vară și mai ales nu vă uitați umbrelele acasă. În ceea ce privește temperaturile, acestea vor mai crește, începând cu ziua de sâmbătă și se vor apropia de norma climatologică pentru această perioadă. Veștile nu sunt îmbucurătoare pentru toată luna mai, pentru că una peste alta vom avea aproape în fiecare zi averse, cel puțin din prognozele noastre pe perioadă mai lungă, vă putem spune că ploile se vor menține cel puțin până pe data de 26-27 mai. În weekend nu vă faceți planuri prea mari de ieșit din casă, deoarece sunt așteptate ploi. Vineri, precipitațiile, aversele și descărcările electrice însoțite de vânt nu vor da pace. Numai în prima parte a zilei va fi soare. Sâmbătă și duminică situația este aproape la fel. Instabilitatea se accentuează, iar vântul poate lua aspect de vijelie. Prin urmare, închideți-vă bine geamurile și nu vă lăsați mașinile sub copaci. Mâine, vineri, instabilitatea atmosferică se va menține parțial în cursul zilei, mai ales în a doua parte a zilei, când sunt posibile de asemenea averse sub formă de ploaie, descărcări electrice și intensificări de vânt pe parcursul ploilor. Sâmbătă, instabilitatea atmosferică se accentuează și vom avea și la Târgoviște averse, intensificări de vânt ce pot lua aspect de vijelie. Duminică mai sunt posibile ploi slabe ce pot fi și ele însoțite de descărcări electrice.